Hello! Salutare, dragilor! Ce faceți? Astăzi avem un nou clip cu produse care nu mi-au plăcut. Nu sunt foarte multe, dar am zis că înainte de Vlogmas să termin cu capitolul ăsta, să nu le țin până la anul și să vorbesc la anul despre ele și să ne încurcăm cu produsele care nu mi-au plăcut în anul ăsta general și așa mai departe, știți? Și înainte de a intra efectiv în clip, vreau să vă spun că stau puțin așa, contorsionat aici, pentru că am stăpânii casei sunt jos pe păturici și pe covor și stau foarte confortabil și eu nu mi-am permis să-i deranjez, prin urmare sunt așa puțin. Dacă mă vedeți la un moment dat în clipul ăsta ca lunec așa și că mă duc pe jos și rămâneți doar voi cu peretele și cu decorul, e pentru că am căzut, n-am mai rezistat în poziția asta așa chircită. Bun. Hai să intrăm în cutia asta, că nici nu mai știu exact toate produsele pe care le-am pus în cutia asta și să vedem. Oh, da. Și primul lucru despre care vreau să vă vorbesc este un produs la care vă așteptați să fie în clipul ăsta, nu? Vă așteptați pentru că i-am făcut un clip în care l-am testat, un first impression, și este acest, așa zis, BB cream, fond de ten, cum vreți voi să-i spuneți, care se adaptează la toate culorile. După cum vedeți, l-am păstrat inclusiv în cutiuța lui. Nu mai știu când am făcut clipul ăla, habar n-am, îi lăs în descriere în orice caz. El zice că ar fi un BB cream sau fond de ten care vine alb așa, în nuanța asta albă, perfect albă, și se adaptează culorii pielii tale. Se transformă, practic. Acum, eu, în primul rând, că ce m-a deranjat la el este că miroase rău. Miroase, cum vă spuneam atunci, a depozit de materiale de construcții din alea, unde sunt toate plasticurile și toate plasticele, plasticurile, whatever. Așa, toate alea adunate și unde miroase a, nu știu, mult plastic, cauciuc, toate la grămadă, așa, exact așa miroase. Pe lângă asta, acum mai simt și un parfum pe lângă mirosul așa de plastic. Deci, ceea ce îmi ridică mari semna în întrebare și mă face să fiu așa cu privire la el. În al doilea rând, nu mi s-a părut că a făcut nimic. Adică nu mi s-a părut că s-a adaptat, nu mi s-a părut că a acoperit, nu mi s-a părut că a făcut absolut nimic, plus că are o senzație foarte viscoasă. Și vă spuneam eu în clipul ăla că e bine să aveți mare, mare grijă cu produsele astea din PRC, care promit marea și sarea, PRC fiind Popular Republic of China, așa. Să aveți mare grijă cu produsele astea, că sunt foarte multe, e plină piața, din moment ce livrează și AliExpress-ul și Wish-ul la noi, e plină piața și la noi de astfel de produse care promit că fac și drag și te transformă și din mama umida ajungi zâna măseluță și chestii de genul ăsta. Dar da, aveți mare grijă că s-ar putea să fie plină de tot felul de chimicale și de tot felul de chestii nasole și nu vrem să avem probleme. Da, asta era cumva previzibil că o să ajung în clipul ăsta, dar am ținut să menționez pentru cine n-a văzut acel clip și se întreba că ăsta, dacă îl intenta. Bun, apoi! Dacă vă uitați la clipurile mele cu failuri, știți. Nu în ultimul clip cu failuri, penultimul clip, o să vi-l las în descriere. Pusesem eu acest spray de fixare, spuneam eu, de la Alverde, din DM, care ziceam eu la momentul respectiv că zic, mă, ce spray de fixare e ăsta, că cum îmi dau cu el pe față, cum simt că se face tot machiajul meu, se face uleios așa și parcă se descompune și... Voi mi-a scris în comentarii și mi-a zis, Nico, vezi că ăla este demachiant. Este soluție de demachiere, nu este soluție de fixare. Dar vă jur că în magazin, așa scria pe chestia aia micuță, știți, din DM, unde era prețul și scrie numele produsului, scria spray de fixare, că de-aia l-am luat. Și că m-a și surprins că am văzut, în primul rând, care sunt șansele ca eu să văd, să citesc pe porcăriile alea, că eu nu le văd, adică eu nu văd ce scrie pe ele, dacă văd prețul mare, minune. Dar a fost o minune că am văzut și de-aia l-am luat, că eram așa surprinsă, zic, wow, așa, l-am testat și ca de machiant, e la fel de prost. Concluzia este nu.
Indiferent că vorbim de spray de fixare sau de demachiere, nu, nu. Rămân la celelalte demachiante clasice. Adică, nu știu, mi se pare că e inutil, nu face nimic. Te spreiezi cu el pe față și când dai cu o dischetă sau așa, nu se ia machiajul. Adică rămâi cu foarte mult machiaj pe față când trebuie să te speli și mi se pare inutil. Prin urmare, ori vă duceți către un ulei de demachiere, către o apă micelară sau vă spălați direct pe față, că nu merită efortul ăsta. Avem aici așa un top coat pentru o jos semi-permanentă, un top coat semi-permanent care m-a enervat cumplit. Este de la Evelyn. Îi zice Hybrid, nu știu ce, mă nu mai văd, gel, mă rog, polish sau top coat UV. Așa. Ăsta m-a enervat cumplit pentru că eu l-am folosit înainte să plec la Buzău, că e, treaba asta cu vlogul de la Buzău e foarte, are o legătură. Așa. Înainte să plec la Buzău, l-am folosit și am văzut eu ceva, am observat ceva ciudat la unghiile mele. În perioada aia, nu știu, am avut o fază cu unghii roșii și mi-am tot făcut manicura roșie și am observat eu ceva neregulă la unghiile mele, în condițiile în care eu am lacuri de unghii semi-permanente roșii pe care le folosesc de vreo 3 ani, adică sunt aceleași, nu, 2-3 ani, cam așa. Deci le-am mai folosit în trecut și n-au făcut nimic ciudat. Dar am văzut în perioada aia, foloseam top coat ăsta, că nu îl găseam pe al meu, pe ăla de la Cupio. Bineînțeles, îl băgase Woody sub pat. Și el foloseam pe ăsta, l-am luat pe ăsta din al meu din Oșan și îl foloseam și am văzut eu ceva ciudat la unchiile mele. Zic, da, poate mi se pare. Când am plecat la Buzău, chiar cu o seară înainte, mi-am făcut unghiile. Pe principiu s-a manicura proaspăt făcută, că na, mă mai vedeam acolo și cu alte persoane și na, nu pot să te duci. Oricum, nu e în regulă să ai o manicură nasoală. Și m-am dus și am fost foarte atentă la manicura mea, la cum mi-am făcut manicura de data asta. Și am dat 4 straturi de culoare. Și nu înțelegeam de ce nu este culoarea opacă. Ce se întâmplă cu nuanța de pe, în condițiile în care eu folosesc maxim 2 straturi de culoare. Nu înțelegeam. Și am dat cu 4 straturi de culoare, după care am venit cu ăsta. Și nuanța mea era, nu era opacă, nu era cum o știam eu, în condițiile în care mai folosisem, repet, ojaia. A doua zi, când eram deja în drum spre Buzău, am observat cum unghiile mele erau translucide, așa, culoarea mea pe unghii era translucidă și arătau foarte, foarte rău, adică. Și singura concluzie la care am ajuns în urma acestui experiment a fost că ăsta e de vină, și anume top coat-ul ăsta de la Evelyn, pentru că nu mi s-a întâmplat niciodată să mă dau cu lacuri de unghii semipermanente și să dispară culoarea de pe unghie. Deci arăta efectiv, unghiile mele arătau ca și cum aș fi dat așa, aș fi dat cu pensula într-un loc și după aia n-am mai dat, știți, pe restul unghiei și n-am uniformizat culoarea, cam așa arătau și arătau rău, 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 rău. Deci pentru cine m-a văzut la Buzău cu unghiile, așa îmi pare rău, a fost ăsta de vină, eu am avut cele mai bune intenții, dar s-a întâmplat. So, yeah. Așa că dacă aveți nevoie de un top coat semi-permanent, please don't, faceți-vă o favoare, nu e, eu personal vă spun, n-am avut o experiență prea grozavă cu el și nu. Apoi, avem aici o lumânare. Am și o lumânare pe care mi-a adus-o Eugenia. Este o lumânare de la Yankee Candles și îi zice Forest Mist. Ea mi-a adus-o pentru că a zis că nu simte niciun miros la ea, la lumânarea asta. Eu simt un miros, dar nu de Forest Mist. Simt un miros de lămâie. Se simte așa, un miros vag de lămâie, dar foarte subtil. Și într-adevăr, când o aprins, nu prea miroase, adică nu este, nu, parfumează casa, nu se întâmplă nimic deosebit. Și mi-a adus-o Eugenia, zice, ia mă, nu tu, zice, poate ți-e îți place sau poate tu la tine miroase, zice, că eu nu, am senzația că sunt defectă și am aprins-o și nu e. Eu am mai avut și eu lumânări de la Yankee Candles, care nu sunt neapărat cele mai ieftine de pe piață și miros bine, adică de-aia e surprinzător pentru mine, deci feriți-vă de asta, Forest Mist. Bănuiesc că în cazul lumânărilor de la Yankee Candles știm cu toții că nu e cazul să zicem de toate lumânările că nu sunt bune, ci aș zice doar să vă feriți de asta, Forest Mist, asta verde, că nu are, în primul rând, că nu are un miros. Bănuiesc că ar fi trebuit să miroasă a pin sau ceva de genul ăsta, să aibă mirosul ăla de
nu e uleiul ăla esențial de pin. Dar nu, n-are, v-am zis, miroase mai degrabă al lămâie. Mie așa mi se pare. Și când o aprins, efectiv nu emană niciun miros. Oi, hai să o luăm, așa, stați așa, să o luăm cronologic. Asta că vreau să o iau cronologic, am mult de vorbit. Apoi, am o mascara de la False Lash de la Shein. Și o să ziceți, da, bine, Nicole, dar te aștepți, da, și care costă 10 lei să facă ceva? Mă, nu știu, dar mă aștept, pentru că nu e vorba neapărat de produs în sine, prețul nu ține întotdeauna de produs, ține și de marcă, ține și de reclamă, ține și de ambalaj. Adică, în momentul în care dai 100 de lei pe mascara, nu plătești 100% produsul. Adică, produsul ăla nu e mult mai bun decât unul de 30 de lei, da? Să ne înțelegem. Și de-aia nu am preconcepții mari în ce privește, adică, și plus că n-am încercat de la Shein, nu prea am încercat produse și am zis că ia mă să încerc și eu o mascara, că noi muri. Așa, fiind un brand care este extrem de accesibil, se găsește în DM, zic hai că doar noi muri dacă încerc și eu o mascara măcar de la ei. Și nu e bună, nu face nimic, nu... Are o periuță, îmi place periuța, deci periuța este una din preferatele mele, este o periuță exact așa cum îmi plac mie periuțele să fie pentru mascara, dar nu face nimic, nu, parcă nici nu-ți dai cu ea și la un moment dat am observat că și cade. Adică după o oră de la aplicare am observat că o cădea toată pe aici. Și la ce mi-aș da cu mascara dacă migrează toată într-o oră. Prin urmare, da, cred că există alte variante și mai bune. Probabil chiar și la ei există variante mai bune decât asta. Plus că, uitați, am luat scociul ăla, că știți cum sunt în DM, sunt toate lipite ca să nu umble lumea la ele. Ce să facem, asta este. Așa sunt oamenii de la noi. Și s-a luat ceea ce dovedește că ambalajul este unul foarte ieftin. Apoi, am un creion, un caion, am un caion de spâncene. Retractabil, ăsta este de la Essence sau de la Catrice? Nu, ăsta e de la Shein, tot de la Shein. Uite că am luat tot unul de la Shein, care este extrem de cerat. Singura mea mare problemă cu el este, unul, nuanța. Hai să zicem că nuanța e nuanță, n-ai ce să-i faci că asta e nuanța. Dar ăsta era că nuanța cea mai deschisă de blond. Dacă vouă vi se pare că asta este o nuanță deschisă de blond, bine. Așa, problema cu el este că în momentul în care venea și dădea cu periuța ca să întind așa, să aranjez sprâncenele, se ia. Deci se ia de tot. Se ia de tot, de tot, de tot, de tot, de tot, de tot. Prin urmare, no way, no thank you. Și asta, nu știu, a fost 10, 12, 15 lei, habar n-am, nu știu, că a fost ceva de genul ăsta, sunt accesibile oricum. Dar, nu. So, eram într-o zi în DM și am luat, nu știu, vreo 3 sau 4, mai am din astea de sprâncene, că am luat toate alea de sprâncene de la Essence, Catrice și nu știu la ce marca am mai găsit una deschise și mai am pe acolo, dar nu le-am pus aici în cutie, că mai sunt câteva bombe din astea, fiindcă vreau un creion de sprâncene mai deschis la culoare. Apoi, l-am luat pe ăsta de la, ăsta este de la Essence, da, ăsta e de la Essence, este ăla care are capătul ăsta, așa, e în formă de cariocă, dar teoretic îți face câte trei firișoare, așa, care capătul tăiat. Ăsta ar merge, n-ar fi rău sărăcuțul de el, numai că singura mea mare problemă cu această cariocă de sprâncene este că dai odată, îți lasă pigment pe piele, după care trebuie să vii să apeși foarte tare, să apeși astfel încât să se îndoie chestia asta. Și mie deja mi s-au îndoit, după că două, trei utilizări, mi s-au îndoit capetele alea de acolo. Și e foarte nevoios că trebuie să stai să apeși pe sprânceana așa ca să ți-o desenezi. Și mă enervează. Adică nu scrie ușor, asta vreau să zic. Știți? Cum încercam în școală pixurile și știam dacă unele scriu ușor și unele nu scriu ușor. E, așa e și cu asta. Așa când o dai, e foarte ok. Și plus că îți face așa, îți dă iluzia că ai avea mai multe firicele de păr. Nu îți face așa sprânceana opacă. Dar trebuie să stai să apeși și mă deranjează chestia asta. Adică am folosit-o de vreo 2-3 ori și după aia am aruncat-o, că mi-a enervat. Adică nu, mi se pare groaznică. Stai să te chinui să apeși pe ea. Nu. Hai că mai avem 3 produse în afară de asta. Am această emulsie Tolerance Ultra Fluid de la Yves Rocher.
Asta este o emulsie de față, de fapt, este un fel de, o combinație între cremă și ser. Pentru cine nu știe, e așa un gel mai degrabă de față, pe care el teoretic este pentru, nici nu știu pentru ce tipuri de sunt scrie aici, nu văd, dar știu că este foarte folosit de persoanele cu tenul gras, dar am văzut și persoane cu tenul uscat care îl folosesc, care folosesc emulsia asta, prin urmare nu e o problemă, mai ales când o folosești în combinații. Ceea ce am încercat și eu să fac, problema a fost că mi se ia de pe față, cum o aplic, simt că se ia, se fac așa frecăței pe față, se fac așa scamele alea pe față și se ia. Fie că o aplic pe fața uscată, fie că o aplic și după, peste ea aplic o cremă, deci ferit, dar sfântul să aplici o cremă după asta, și se ia, mă enervează, că dacă dau cu mâna așa pe față, după ce am aplicat asta, mi se ia toată, mai ales pe aici, prin zona vorbii, mi se ia toată și nu înțeleg de ce, că eu având tenul mix, nu mai am tenul uscat 100%, yay! Și o să vă zic cum am scăpat de tenul uscat, este o șmecherie foarte interesantă. Dar am un ten mixt, este într-adevăr mai deshidratat, dar nu este excesiv de uscat, nu este excesiv de gras și ar trebui să suporte chestia asta, nu ar trebui să fie. Nu, deci este cumplită, se ia totul și Doamne ferește să încerci să te machiezi după ce ai aplicat chestia asta, sub nicio formă. Și nu înțeleg de ce nu funcționează la mine, pentru că Avagiu, l-am auzit pe Avagiu, mă special, spunând despre asta, că îi place foarte mult această emulsie și că el o folosește ca bază de machiaj. N-a poftim. Nu știu care, cum, ce se întâmplă, dar noi două nu ne iubim. Eu cu emulsia asta nu ne iubim, ea nu mă iubește pe mine, eu nu o iubesc în consecință pe ea. Eu aș fi fost dispusă să o iubesc, dar dacă ea nu vrea cu mine, eu deja aș vrea cu ea. So, nu. I'm sorry, baby, no. Și apoi urmează două produse care efectiv mi-au scos pe alb la propriu. M-am chinuit o grămadă cu ele pentru că am vrut să funcționeze. Mi-am dorit foarte tare să funcționeze și îmi pare foarte rău că nu funcționează, pentru că vin de la un brand care mi-e foarte drag, și anume de la Yves Rocher. Și este vorba despre șamponul și balsamul ăsta fortifiant. Sunt fortifiante împotriva căderii părului. E o întreagă gamă, mă rog, și a fost o întreagă campanie. Eu le-am de la Bastor, le-am luat și, mă rog, le-am scris și lor că nu m-am înțeles deloc cu produsele astea. Problema este că, la început, când le foloseam, ele nu au silicon, sunt super curate aceste produse, pe lângă faptul că se presupune că ar trebui să te ajute la regenerarea părului și că ar trebui să încetinească căderea părului, ba din contra am avut senzația că mi-a căzut mai mult, așa, dar trecem peste. Nu mi s-a părut deloc ok pentru mine, eu având un fir de păr foarte subțire. Deci am un fir de păr subțire, care e rebel, care, mă rog, n-are stare și așa mai departe. Și în momentul în care, că de-aia folosesc produse cu silicon în ele, pentru că altfel mă tăzesc electrocutată. În primă fază, asta mi s-a întâmplat cu aceste produse, le foloseam pe ambele. Asta mi s-a întâmplat cu ele. Deci în primă fază, mă spălam și mă trezeam cu părul așa, se electriza foarte tare, aveam tot felul de fire din astea. Ba mai mult, mă uitam în vlogurile trecute, mă uitam la părul meu și părea foarte uscat, părea ca și cum ar fi fost azi, deși eu foloseam și ulei pe el, foloseam astea, adică n-aș fi avut de ce să arate așa, dar pentru că nu au silicon, pentru că n-au nimic și îl făceau să arate atât de frizy și să stea atât de frizy, părea cumva azi părul meu. Deci dacă l-ați văzut în ultimele vloguri și vi s-a părut azi părul meu, să știți că nu e, chiar nu e, e super sănătos, este super, super sănătos și vârfurile, nu m-am mai tuns din mai, din aprilie, de la sfârșitul aprilie nu m-am mai tuns și sunt super sănătoase, inclusiv vârfurile nu le-am deloc uscate în condițiile în care mi-am făcut și, din aprilie nu m-am mai tuns și în iulie mi-am decolorat puțin, da? Deci, în condițiile astea, părul meu este super sănătos și cu toate astea, în vloguri arată uscat și ars. Deci, dacă l-ați văzut așa, vă promit eu că nu este, ci e doar o iluzie optică de la asta, din păcate. Apoi, dacă am văzut că nu merge cu ele două, am zis, hai să merg la formula mea veche și anume să folosesc numai șampon. Am folosit numai șampon. A, nu, înainte de asta, de a folosi șamponul, problema a fost că după,
nu știu, cam 2 săptămâni de utilizare, în care părul meu era super frizzy, începusem să-l simt îngreunat. Deci nu mai era frizzy, trecusem în partea aia în care mă spălam, dar aveam senzația că e nespălat după ce mă spălam. Imediat după ce mă spălam, aveam senzația că e nespălat și zic... Ok, ce se întâmplă? Și atunci am luat decizia, zic, hai că nu mai folosesc balsamul, că poate e de la balsam, Doamne ferește. Și nu, iarăși, am trecut la varianta de super frizzy. Pe lângă asta am constatat încă o chestie foarte ciudată pentru mine, și anume că începusem să mă mănânce scalpul de la astea, în condițiile în care eu n-am problema asta. Adică eu nu țin minte să fi avut vreodată în viața asta problema asta cu mâncărimi ale scalpului. Cu excepția unui singur mic episod. Și acolo nu era neapărat vina mea. Dar, da. Nu înțeleg. Nu vor cu mine. Și am încercat. Uitați cât am consumat din ele. Că am consumat destul de mult. Acum le-am ținut așa plecate și... Dar am consumat destul de mult. Asta e consumat mai mult de jumătate și asta e cam o treime consumat balsamul. Și nu înțeleg de ce nu funcționează. Plus că v-am zis, nu știu, am senzația că parcă mi-a căzut mai mult părul de la el decât să-mi crească. Așa. Bine, că asta cu căzutul, cu fortifierea părului, nu o pot să vedea decât după câteva luni, v-am spus și de-atâtea ori că nu trebuie să vă bazați după o singură utilizare sau după 3 utilizări, nu o să vedeți un rezultat. Adică trebuie să folosite luni de zile ca să vă dați seama dacă faci ceva pentru regenerare. Și așa că m-am întors la varianta mea clasică cu uleiul ăla de ricin de la Gerovital și alt șampon. Și asta este ce să facem, pentru că nu, astea nu funcționează, din păcate n-au mers. Balsamul am să-l folosesc pentru epilare, just so you know. Adică am să-l folosesc să mă epilez pe picioare cu el. În cazul în care nu știți, este un truc foarte, foarte bun asta. Și ultimul produs este un produs care vine îi acompaniază, practic, șamponul și balsamul și sunt aceste, este o loțiune sau cum îi zice... Sunt niște fiole, teoretic, deși ele nu sunt fiole, pe care le aplici la rădăcina părului, un fel de tratament, booster, tot așa pentru regenerarea părului. În setul ăsta vin 4. Și eu am folosit una, atât am folosit dintr-una, deci cât vedeți voi aici, atât am folosit dintr-una. Acum, iarăși, pe partea de regenerarea părului nu am pretenții, adică nu pot să mă pronunț, pentru că așa cum spun și ei pe site, trebuie să faci o cură de 3 luni ca să vezi o diferență. Asta fiind cura asta de 4 fiole, fiind o cură de o lună. Doar că ce m-a deranjat pe mine la serul ăsta este că în momentul în care îl aplicam, el este apos, e practic o apă colorată, așa se simte când îl aplici pe față. Problema este că în momentul în care se usucă, efectiv, ai senzația, îți face părul creponat. Efectiv, ai senzația că se dă cu foarte mult fixativ la rădăcina părului. Și e o senzație care mie nu-mi place. Și un aspect care nu-mi place. Lângă faptul că se și vede că părul are altă textură la rădăcina părului, se vede, îți îngreunează firul de păr automat, deși nu ar trebui să aibă niște uleiuri prea potente așa. Și... îmi displace senzația aia, adică părul nu mai stă ca lumea, nu se mai așează, știți? Mie nu-mi place nimic de aia, nici nu folosesc fixativ, nu-mi place nimic care să schimbe textura părului meu, care este foarte, foarte fin. Mie îmi place că părul meu este fin, ok, nu este cel mai drăguț lucru când vrei să te coafezi sau așa, dar mie îmi place senzația pe care o are de mămătase așa părul meu și nu vreau să-mi o schimbe nimic pe lumea asta și orice produs care încearcă să schimbe senzația asta mătăsoasă a părului meu este nou pentru mine. Prin urmare, de asta nu mi-au plăcut astea împreună cu șamponul și balsamul. Îmi pare rău. Sunt o gamă care se... asta este o gamă foarte lăudată și foarte... plăcută de mulți și sper din tot sufletul, chiar sper să fie bună pentru mulți, dar pentru mine n-a funcționat. Asta vreau să zic, că n-a funcționat. Există la Yves Rocher alte produse mult mai bune. În general, eu nu mă înțeles cu șampoanele de la Yves Rocher, tocmai pe ideea că nu au silicon și am nevoie, v-am zis, am nevoie dacă vreau să nu fiu curentată. Așa, dar nu am înțeles niciodată cu șampoanele. Asta este, ca să fim fair, nu înseamnă că sunt rele, ci pur și simplu știu de ce nu mă înțeleg cu ele.
Dar Yves Rocher au o grămadă de produse bune. Au gelurile de duș care sunt absolut geniale, mai ales acum astea care vin de sărbători sunt yummy, super mâncabile. Au parfumuri, îmi plac multe parfumuri de la ele. Cremele alea micuțe de mâini, iarăși, sunt minunate. Pe lângă faptul că sunt foarte practice de pus în geantă, sunt super hidratante și super, super, super bune. Sunt cremele alea micuțe care au exact aceleași arome ca gelurile de duș. Sunt minunate alea, dacă vreți. Asta doar așa că ca câteva exemple. Am avut și produse de make-up de la ei și sunt foarte bune, dar deci există alte produse foarte bune de la Yves Rocher, dar pentru mine astea n-au funcționat. Prin urmare, nu. Și cam asta a fost pe ziua de astăzi, cam asta a fost clipul meu cu produse care m-au dezamăgit. Am zis să termin cu produsele astea înainte de încheierea anului, ca să le pot arunca, să le pot da mai departe sau să pot face ceva cu ele, astfel încât să nu mai stea la ei aici pe capul meu și la anul să plecăm așa, cu start fresh, nou, fără să mai știu că am niște restanțe de pe anul ăsta. Bun, aș vrea să știu dacă voi ați încercat produsele astea, dacă v-au plăcut, dacă vi s-au părut interesante, dacă nu v-au plăcut, care sunt părerile voastre. Dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați dacă vreți să mai vedeți alte clipuri și să veniți și pe Instagram că vorbesc acolo în fiecare zi cu voi. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!